Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Am fost astăzi la Muzeul Național al Scoției. Nu cred că noi avem așa ceva, nu Muzeul de Național de Istorie, ci Muzeul Național. E o ciudățenie, cel puțin pentru mine, nu știu dacă și în Anglia există. Adică este o clădire, o instituție uriașă, se intre liber. Partea de istorie a Scoției este numai, adică istoria Scoției este numai o parte, e o parte când începe de la 0 și ajunge până pe la 5, deci de la începuturile Scoției, inclusiv din, nu știu, Paleolitic, și ajunge până la Scoția de astăzi. Dar în rest, există diferite secțiuni, Scoția și lumea. Există o secțiune naturală, adică de pterodactili, animale, nu neapărat vii, cred, în zoologic, nu vii. Apoi sunt foarte multe lucruri privind știința și aici totul este interactiv. O balamuc total, toți apasă, deci te poți, nu știu, mânui robotul pe lună, foarte interesant. Deci este așa, cu multă, multă lume, mulți copii, am văzut multe lucruri interactive, deci nu știu, cred că e greu să mă documentez care este esența acestei instituții. În rest, a merge prin orașul vechi acum, în zilele acestea ale festivalului, e un eroism, pentru că peste tot sunt spectacole. Poate dacă o să am spațiu într-una din emisiuni, o să vă dau aceste spectacole ale străzii, cu foc, cu mingi, cu cuțite, cu... În afară de spectacolele în care câte una se duce acolo la un microfon și interpretează ceva ce nu se uită. Toată lumea se uită la el. Acum sunt din ăștia care de la circ stau în cap, se joacă cuțite, dar mai ales cu focul. N-am înțeles niciodată cu focul. Bun. Să ajungem la comentariu. Observ și nu mă miră, deoarece chiar în emisiunea anterioară am spus că tragedia de la Mamaia va naște un incendiu național care se va dovedi foc de paie. Cred că astfel de momente, spun, am trăit în ultimii 30 de ani, așa cam la 2-3 luni. Dacă ne uităm la acest fapt, întâmplare, zic întâmplare, caz, scandal, vom vedea că el, cum să spun, comentarea lui, reacțiile la tragedia de la Mamaia au deja un pattern, un model tipic românesc post-decembrist. Și, ca am zis eu, este modelul incendiului național, care de fapt e foc de paie. Hai să vedem. Deci, știrea. Un tânăr drogat, urcat la volan drogat, fiind drogat și fiind irresponsabil, a intrat cu mașina în doi tineri care mergeau normal și i-au omorât. Bun. Imediat s-a descoperit, imediat poliția, că aici a fost banditismul poliției, pentru că ar fi fost foarte multe probe, poliția a luat-o ea înainte. Și a zis, domnule, noi am făcut o cercetare și am descoperit că, de fapt, tânărul fusese oprit în trafic, fusese semnalat, îi se dăduse drumul. Și avem un prim moment al, cum să spun, modelului românesc de reacție la o tragedie. Și anume, toată presa se concentrează pe tragedia respectivă. Așa a fost și cu căminele de bătrâni, așa a fost și cu colectiv, așa a fost și cu incendiile la spitale,
N-are nicio rost să merg eu în trecut și să amintesc că întotdeauna prima reacție a presiei este de a descoperi că el a fost, cum să zic, a fost, numai că a fost oprit și s-a dat drumul, dar a mai fost odată Dicote a făcut dosar și justiția l-a achitat așa. Bun. Și sigur, în jur, pe lângă aceasta, sunt chestiile senzaționaliste transmise din vila unde s-a drogat. Rezultă că ăla era, tânărul ăla era cel mai drogat om din întreaga lume. Era un tânăr drogat. Mult mai grav, în al doilea moment este se descoperă că tânărul era de bani gata și începe o campanie ordinară, ordinară, târâitoare, ca să pot spune, mizeră, tipii românească, potrivit căreia părinții, nu, mai puțin, adevărat, părinții nu sunt, erau oameni de bani gata și apar tot felul de coțofene, vă nu mă le spun, care există pe lângă site-urile tefeliste, useriste, care la partea este cealaltă site-uri conspiraționiste. Și aici sunt niște coțofene, foste fătuce, care au fost promovate peste noapte de șefii de site-uri, proprietari de site-uri, și ele lansează tot felul. Ultima chestie este că, de fapt, tatăl, nu știu, a fost favorizat de Videanu, care, dom'le, ce legătură are una cu alta? Adică putea să fie taică sub, cum să spun, părinții lui favorizați de, nu știu, de Iisus Hristos. N-are nicio legătură una cu alta. Poate să aibă, sigur, trebuie neapărat discutat de ce poliția l-a lăsat, pentru că, repet, și l-a lăsat pentru că nu s-au respectat procedurile. Și nu e prima dată când în poliție nu se respectă. Și în general în România, în rest nu are nicio importanță că taicăsul, nu știu, era, avea nasul mare, avea nasul mic, era impotent, era, nu știu, suferea de prostată, avea Lamborghini, nu avea Lamborghini, nu contează. Dacă vreți să, eu sunt un om radical din punctul de vedere, în ceea ce privește beizadelele, dar în cazul de față și în cazul unor tineri care se rugează, părinții nu au nicio vină. Pentru părinți o tragedie. Toți cei din presă acum care mănâncă toată ziua, amestecă tot felul de prostii, prostii bolșevice, putea să fie și fiul de spălătoreasă. Acum a ajuns să consume droguri, discutăm, dar să spunem acum că el era băiat de bani gata și că tax, părinții îl lăsau. Nu, e o tragedie, n-ai ce să faci. A face o legătură între părinți și tineri care se droghează mi se pare foarte periculos, pentru că noi trebuie să facem, să ajungem cu dezbaterea la fenomenul drogării de către tineri, consumării de către tineri a drogurilor. Și o să spun imediat și care este cauza și ce trebuie făcut. O altă caracteristică a acestor incendii naționale care sunt focuri de paie o constituie deciziile autorităților. Heirupisme. Domnul Cătălin Predoiu, care, eu repet, nu când l-a pus la interne, n-are nicio treabă, n-are, mai la judiciu mai merge. Domnia asta ar fi bun, nu știu, la cultură. Dar interne. Vedeam acolo unul care, când îl vedeai, luau milițienii poziție de drept. Face inspecție cu tare să zice. Inspecția judiciară a decis și a anunțat, ia să vedem acum, știrea că va verifica toate sentințele în care consumatorii de droguri au fost, nu știu, achitați. Ia să vedem știrea la Antena 3 Șopron CNN.
Domnilor și domnilor, pentru o informație de ultimă oră, în aceste momente, un control, inspecția judiciară face control tematic la nivel național privind toate cauzele, dosarele cu privire la droguri. Colega mea, Corina Madlinski, este alături de noi. Bună ziua, Corina! Bun găsit, Berta. Este anunțul pe care l-a făcut în urmă cu scurt timp inspectorul șef al inspecției judiciare. A dispus efectuarea acestui control tematic la nivel național, asta înseamnă la nivelul tuturor instanțelor, cu privire la cauzele având ca obiect deținerea de substanțe interzise și infracțiuni săvârșite sub influența acestora. De ce deținerea de substanțe interzise? Vă reamintesc că inclusiv acest tânăr care a ucis doi tineri la Mangalia a avut un dosar penal deschis, însă cu neînceperea urmăririi penale dată de către procurorii DICOT, după mai multe cercetări, magistrații spuneau atunci că suspectul a avut o atitudine sinceră, deși nu s-a dus la niciun program, spre exemplu, în ceea ce privește consumatorii de droguri și că cheltuielile sunt prea mari în cazul acestor dosare și că nu merită să meargă mai departe cu ele în instanță, iar magistrații au fost de acord cu asta. De altfel, sunt foarte, foarte multe dosare în România în ceea ce privește consumatorii de droguri, în ceea ce privește această infracțiune de deținere de substanțe interzise pentru consumul propriu, care ajung așa, Berta, cu neînceperea urmăririi penale, acești consumatori scapă și este important să vedem cât de departe ajung aceste anchete, dacă ajung la dealerilor, dacă acești consumatori sunt consumatori frecvenți, de unde iau acele droguri, dacă dau mai departe acele droguri și spuneau cei de la inspecția judiciară, potrivit unor surse, că vor să vadă exact câte dosare sunt în ultimii ani și mai ales cum și de ce s-a ajuns atât de multe dosare cu neînceperea urmăririi penale în cazul acestor tineri care consumă droguri. Da, stimați spectatori, herupism. Deci inspecția financiară va face financiară, judiciară. Vreau să spun că am citit această știre, am căutat-o și am vrut să văd care e inspecția judiciară. Băi, o presă mai imbecilă decât asta n-am pomenit. Chiar și departe de România fiind. Nimeni, care e inspecția judiciară? A cui? Bănuiesc ca CSM-ul, a zis că nici aici nu spune a cui. Păi toți au luat același text. Este uluitor cât de puturoși și puturoase sunt cei din, și cei și cele din presă. Cât de nesimțiți sunt mogulii, sunt directorii de gazete, directorii, băi, spui, băi, inspecția judiciară care? Bun. Deci acum se face așa, herupism, da? Recunoașteți, herupismul de la colectiv, după colectiv, imediat a trecut o anchetă cu tare, cu tare, cu tare, cu tare, inspecție să verificăm toate instituțiile, clădirile de care au autorizație. Și au verificat și au rezultat că 80% nu pot primi autorizație și atunci s-a dat o lege, care tot am insistat eu, potrivit căreia clădirile, indiferent că sunt teatre, spitale, nu au obținut autorizație de incendiu, nu trebuie închise, ci ele afișează la intrare, această clădire nu are autorizație la incendiu, de intenție. Adică dacă intri, mor pe cont propriu. V-am spus că mega imagine de la Sinaia. N-a crăpat încă, va crăpa. În momentul în care a izbucnit criza la colectiv, imediat a venit aceeași, s-a descoperit 1001 de lucruri nerezolvate în domeniul incendiului. Da? Tărăboi, taca, 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 taca. A trecut foc de paie, i-a dat demisia, nu știu, Ponta, s-a rezolvat, s-a uitat și ba chiar mai mult, m-a spus, s-a ajuns la acea nebunie cu autorizația de incendiu. Stimați telespectatori, am vorbit aici de vreo 10 ore, am vorbit la unde am avut emisiuni în legătură cu această nebunie cu autorizație, mai degrabă nu o pui. Nimeni din acest guvern nenorocit, în frunte cu Marcel Ciolacu, nu a zis, bă, a zis unul, Cristo, hai mă să vedem și noi, bă, hai să vedem și cu autorizațiile astea. Bă, hai să modificăm legea, poate dăm autorizații dacă îndeplinesc mai puține condiții. Poate că
Nimic. Când o să izbucnească, și o să izbucnească, este imposibil. O să ia foc un teatru, un spital, ce dracu să ia, imediat. Politicieni, reacții, presa, reacții. Ați văzut și se vor descoperi că s-a făcut autorizație. Că se numai rezolvă. După asta a venit, hai să luăm căminele de băt. Mai ține, iar anchete cu tare, se descoperă că, cu tare, că de regulă e în legătură cu, că e în legătură cu Pandele, că e în legătură cu Gabi Firea, că e în legătură cu ăla, cu ăla. Toată lumea este indignată, toată lumea descoperă legături, toată lumea spune, băi, era inevitabil să se întâmple. Și a trecut. Ați mai auzit ceva? Nu, nu s-a luat nicio măsură. A venit această întâmplare. Iar nimeni nu începe așa. Am descoperit că nu dăm atenție consumului de droguri. Am descoperit că dealerii sunt netulburați. Am descoperit că poliția nu știu ce. Mai țineți minte că n-am vorbit de Antold? Dar nu mă interesează că tine poți să facă ce vor. În momentul în care acolo s-a produs acel fenomen în care o echipă, o formație a cântat cântece porno pe scenă, în hazul, în destrăbălarea organizatorilor, dar și cu complicitatea autorităților, având în frunte pe Emil Boc, am spus așa, păi oameni buni, acolo se creează o atmosferă. O atmosferă de deșanțare. Una este discoteca, una este isteria chiar pentru fani și alta este deșanțare. Un moment, o festivală în care tinerii care duc acolo au impresia că pot face orice. Da. Acum azi, vă garantez că nu se va întâmpla nimic. Poate peste o zi, două, trei, nu știu, se va întâmpla ceva, se va scufunda o barcă. Doamne ferește, și cu, nu știu, cu niște copii sau așa, nu știu, vedeți, da, nu e, era inevitabil să se întâmple, deoarece bărcile sunt neasigurate. O plecă, așa facem de fiecare dată. Și acum, hai să ajungem la fenomenul consumului de droguri. Stimați telespectatori, chiar astăzi, uite, astăzi, ia să vedem, 22 august, da, marți, da, e marți, am pierdut noțiunea timpului, cele televiziunile englezești au abordat fenomenul reducerii consumului, mortalității de droguri în Scoția. De dimineață o luase și BBC și Sky News și acum, înainte a înregistrat toată acest lucru. Scoția a fost, anul trecut, a avut 1000 de morți numai din consumul de droguri. Și în concluzia acestei zile a transmisiilor în direct de la Edinburgh, de la Glasgow, de la asta, a fost faptul că a scăzut mortalitatea, ceea ce înseamnă că a scăzut consumul de droguri și ca urmare a acțiunilor de prevenire a pericolului chimat de consum de droguri. Întâmplător, mergând prin Edinburgh, pe Prince Street, am văzut o acțiune, gen spectacol, prin care trecătorii erau avertizați asupra pericolului consumului de droguri. Ia și am și filmat pentru noastră. Da, ați văzut. Niște bărbați dădeau câte o broșură, am luat și eu una, nu uite, trebuia să o aduc, dar o să vă arăt. Și una din cauzele acelei reduceri a consumului a reprezentat o semnalarea pericolului. Estimați telespectatori, consumul de droguri de tine la ora actuală este un pericol pentru națiunea română. O spun cu toată responsabilitatea, pentru că tinerii
fumau. Nu, unii se apucau de fumat, unii se apucau de fumat că aveau nervi. Însă marea majoritate se apucau de fumat ca să braveze. De regulă erau băieți și țineți dumneavoastră în liceu, adică era interzis fumatul la liceu și noi și ei fumau. Noi, eu, cred că nu țin dacă din liceu, cred că din facultate. Consumul, fumatul s-a oprit nu pentru că tinerii au devenit conștienți că, nu știu, au citit pe tălări, cartuale, cum e, pachetele alea, că fumatul uge. Și pentru că a apărut o nouă formulă de bravadă, consumul de droguri. Tinerii, vă spun, încep din bravadă. Și nenorocirea este că sunt și fetele și băieții. Deci din bravadă, adică un gen, la festivaluri, la discoteci, la școală, zice, bă, tu ai consumat iarbă? Nu. Oh, bă, tu nu ești bărba, bă, tu nu știi. Bă. Și atunci, poate unii dintre ei care erau de treabă, așa, zice, bă, să consum și eu, să nu zică ăștia, că colegii mei sau prietenii mei, că eu sunt un black și sunt o, din ăsta, o murătură. Și consum. Deci, fenomenul e consumă și pentru faptul că în o parte a presii române, presa tefelistă, dar și USR, au încurajat într-un fel acest consum. Sigur, de droguri ușoare, nu? Adică, bă, stai, și mă dacă consum. Robert Tucescu a scris pe Facebook că se consumă într-o nebunie și miniștri și politicieni și astea. Deci, repet, nu se consumă în România 90% din nevoia omului, că de-aia că consum droguri ca să aibă altă lume, ci din bravadă. Ai văzut? Păi și una a mers aseară la o singură fie și acolo am consumat droguri. Striptease nu mai merge, sex nu se mai face și deci, din punctul acesta de vedere la aici este cauza. Problema este că până acum nu s-a dus o campanie la fel de dură cum o făcea cu fumatul, care să arate pericolul drogurilor, consumului, cum am arătat aici că s-a întâmplat în Scoția. Dar ea trebuie dusă cu seriozitate. Ea nu trebuie să devină o nouă formulă de bandă de guvern la tot felul de ONG-uri și la tot felul de site-uri și televiziuni. Ea trebuie arătată, adică, pentru că singurul lucru care ar opri această nevoie, pentru că nevoia de bravadă nu vine din faptul că este interzis. Nu, nu, nu. Bă, a consuma, bă, ai văzut ce consumăm iarbă, da? Ești un tip. Nu trebuie arătat că de aici, cât de repede ajungi la dependență și când ai ajuns la dependență, te-a luat dracu. Da? Sfaturi date părinților, care sunt chiar într-o situație tragică, n-ai să oprești 14-15 ani, adolescentul, adolescenta, să nu, ea nu e un consum acasă la cină. Da? Deci asta este în legătură, părerea mea, adică despre acest fenomen, am simțit nevoia să intervin. Ar trebui, am terminat comentariul, să discut despre acea situație din Republica Moldova, unde Maia Sandu se dovedește pe zi ce trece tot mai dictatoare. Interzicerea lui Bregovici și în România n-a protestat nimeni, cum să protesteze, că Maia Sandu este, cum să zic, idolul, este un fel de Codruța Chiobi și pe plan internațional pentru tefeliștii de la noi. Oh, ce personaj cu tare, da. Bun. V-am spus că am fost la Bamberg și am vizitat acel, deci, Bannenberg se numește în film, așa se numea vechi, deci acolo serialul The Last Kingdom, castelul Bannenberg, care azi se numește Bamberg, era la vremea respectivă, când se petrece acțiunea pe vremea lui Alfred cel Mare, era un
castel care se numea, dar era din piatră și lemn. El a ars și castelul de astăzi a fost construit de-a lungul, începând cu 1100 și ceva. Este acest castel, Bamberg, este capitala Northumbriei. Este un castel de graniță, dar acolo au stat, cum ar veni, regii, liderii Angliei de Nord. V-am spus că, printre altele, am ținut neapărat să vizitez acest castel, deoarece anul acesta s-a organizat acolo, în castel, în sala regelor, sala mare, unde aveau loc petrecerile sau reuniunile, o expoziție cu Zalaskinda. Eu m-am dus în special pentru asta. O să vedeți, și acum să vă spun pe scurt cum arată, ce am filmat și ce am selectat. Castelul este extraordinar. Se vede de jos, peste, cum să spun, depărtare și vezi. Dincolo e marea, cum ar veni, și aici când vezi, îl vezi așa, uriaș. Este, aparține unui particular, familie Armstrong, al cărui, nu știu, tată sau bunică a fost un mare descoperitor, un mare inventator și a cumpărat acest castel și l-a întreținut. Deci este un castel particular, bine făcut. O să vedeți cum se urcă, pentru că în finalul sezonului 5 din The Last Kingdom, pe care vă spun să-l vedeți neapărat, în finalul filmului care încheie serialul, că pe lângă cele 5 sezoane a făcut și un film, 7 regi trebuie să moară, era vorba de se despară regi ca să se unească anglosaxonii într-un regat cum ar veni, ne arată acest castel, drumul se vede și spune acolo acest castelul Bannenberg, acum este castelul Bamberg. Da. Urci, intri, am făcut și filmări în afară, dar cu precădere am filmat acel sala expoziției. O să vedeți cum intri, se vede acolo, bine ați venit la Bannenberg cu Utred. O să vedeți și oameni care se pozează tineri cu umăr la umăr cu Utred. O să vedeți, o să auziți și melodia. O să vedeți, pe dreapta este, cum intri, este tronul Wessex, tronul pe care ședea Alfred cel Mare și acum o să vă arăt acolo copii tineri, bătrâni, tot se pozează în tron. La un moment dat o să vedeți Biblia nevestei lui Alfred cel Mare. O să vedeți la un moment dat în sezonul, în ultimul, în film, se face la un moment dat un plan de luptă acolo împotriva lui Athelstan, dar sunt niște piese, deci sunt piese reale. Am mai filmat și alte lucruri, dar după părerea mea, cel mai important este să vă urmăriți cu atenție ce am reușit eu să filmez la această sală dedicată lui Zalaskinda, unde sunt și, cum ar veni, piese reale din film și îmbrăcăminte și ala și o să auzi și melodia. Eu nu pot decât să vă urez vizionare plăcută și să ajungeți aici. Putem să ajungeți la Bamberg, fie de la York sau Newcastle din Anglia, sau puteți ajunge, cum am ajuns eu, din Edinburgh, pentru că și treci, o să vedeți și o să vedeți acolo ce frumos este. Am filmat și cum se vede marea, am filmat și unde se vede Lindisfarne. Lindisfarne se vede în depărtare și de la Lindisfarne se vede castelul și de la castel Lindisfarne, insula Sfântă. Și o să vedeți acolo marea și primul episod din primul sezon, când Utre de copil, acolo vine de pe mare, vin băia, nu știu de mai ținite. Adică se vede de acolo, sigur, castelul era altul atunci, dar era pe aceeași înălțime. Încă o dată, vizionare plăcută.
Things of Northumbria. Future generations
and making sure it's in great shape for everyone that comes to visit. Thank you so much for visiting today, and we really do appreciate it. The history of Bamburgh Castle dates back 3,000 years, so follow me and I'll take you on a journey through.
to go. $5.93 when the car's got off.